ale lante de la ferendiariul ăla nevinovate. Ce să zic, nu m-a murit niciuna, nu? Și pe deasupra vreau să mai mie, că de acolo este cel mai rău și cea mai mare scandal, vreau să mie vacile. De ce au vrut să vă ia vacile? Că așa a vrut medicul zonal. Celălalt coleg i-a spus că nu și el nu, că el a vrut să mi le iei, că-s purtătoare. Și v-au luat și vacile? Nu, dar au propus și atunci am sărit în sus. Asta este. Și oricum, despăgubirea e foarte mică. Un animal care, eu știu, ajunge undeva la un 400 de lei sau nu știu chiar exact, că n-am calculat și nici nu mă interesează, nu pot să-l cumpăr. Un animal matcă, cum ar veni, o oaie care o aștept în ianuarie, în februarie să fete, care și produsul ei e mai scump de 400 de lei. Dar asta este, nu se știe, dacă se dă, nu se dă. Am fost sancționați, poate că nu primim nimic, poate că primim. Principalul să putem, să zic așa, populăm înapoi, ca să nu ne îmbunim. Că învățați toată ziua pe deal și pentru ele, e foarte greu să stai în casă. Spuneați că soția dumneavoastră trece prin clipe grele, la ce da. Vă referiți? Trece, a făcut un atac de, nu știu cum să zic, panică, corp, nu mă percep atâta, da, e sub tratament, asta e, deși medicul zonal a zis că se preface, așa să-i dea Dumnezeu lui. Dacă nevasta s-a prefăcut, că aia e o prefacere cu plâns sau când a auzit, a făcut un șoc. Asta e. Lucian este un cioban din Clopodia care crește oi de când se știe. Vestea că oile sale sunt infectate cu pesta micilor rumegătoare a căzut ca un trăznet pentru el și familia lui. După ce a protestat în stradă alături de sute de ciobani, lui Lucian i-au murit câteva oi și a decis să le dea spre ucidere. De atunci, soția sa, spune bărbatul, a intrat în depresie din cauza șocului. Ce simțiți când vedeți acum terenurile pe care aveați oile goale? Ce se simt? El să fie în locul meu, să se ducă în casă și să nu-și vadă familia. Cam așa ar veni la mine. Că mă duc, am crescut cu ele, toată lumea știe, și te duci să ai banile goale. Și furajele făcute de noi, de astă vară, munca de astă vară, toată făcută, asta e viața. Aveți lacrimi în ochi, domnul Galo? Păi, crezi că e ușor? Așa, după dumneavoastră. Să-ți iei munca de pe 30 de ani. Un exemplu, nu altceva, că poate Dumnezeu deasupra și nu vreau mă scrie la păcat. Îți faci o casă, muncești, te bagi în bancă sau ai posibilitatea să o faci. Și să vină cineva cu un buldozer și să-ți o dărâme. Nu să-ți o iei Dumnezeu. O greșeală, cine ia Dumnezeu, ne dă el palma, sau nu să zic palma, ne le ia, dar nu ce ți le ia așa cu fără drept. Asta. Trist e puțin spus, foarte trist. Dureros. Da, și eu zic așa, să mulțumească toată lumea că am făcut protestul ăsta, că dacă nu se mai continua, eu așa zic. Că să mai continua. Noi suntem mici. Ciobanul așteaptă acum să vadă dacă și când va primi despăgubirile pentru oile ucise.